Suntem într-o locație absolut superbă, în țara Lăpușului, la Rohia și de asta dată vorbim mai puțin de politică, mai puțin de cotidian, vorbim despre locuri frumoase și despre povești de viață cu unul dintre parlamentarii județului Maramureș și ai, ai țării, domnul deputat Mircea Man. Domnule deputat, bine v-am găsit la dumneavoastră aici la Rohia. Bine ați venit la Rochia, un loc binecuvântat de Dumnezeu. Aici uh, suntem la poalele Mănăstirii Rochia și foarte multă lume uh, urcă în dealul vie, acolo unde este situată Mănăstirea Rochia și uh, noi ne bucurăm că suntem gaz de primitoare și că oamenii din Rochia uh, știu să aprecieze faptul că Mănăstirea Rochia aduce mii și mii de oameni care vin cu speranțe, cu credință, în Dumnezeu și urcă dealul rohiei. Nu știu, veniți des aici la, la rohia, am înțeles că dumneavoastră sunteți chiar de aici, de-a locului, fiu al satului. M-am născut la rohia și cunosc, dacă vrei, fiecare copac de aici, pentru că aici am copilărit, sunt dintr-o familie cu patru copii, eu am fost cel mai mic, și așa cum se spune la țară, cel mai mic e trimis de cele mai multe ori, pentru că, din respect pentru frații mai mari, cel mai mic trebuie să facă toate lucrurile. Ori nu m-aș putea despărți niciodată de Rohia. Chiar iubesc acest sat, locuiesc, din păcate trăiește doar maica mea, dar vin cu mare drag. Sigur, sarcinile de serviciu mă obligă să mă deplasez în tot județul, dacă vreți, în perioada în care am fost președinte de consiliu Județean, mi era mult mai greu să vin acasă decât acum, când sunt deputat și sunt în acest colegiu. Da, de, deci e mult te -te... mai ușor. Sigur, e un colegiu drag mie, țara lăpușului și cu o îmbinare din Maramureșul istoric, zona Moisei, Săcel, Săliște, Dragomirești. Deci, o zonă. Și întreg Maramureșul l-am cunoscut ca și președinte de consiliu Județean mult, mult mai bine decât calitatea mea de mulți ani de deputat. Pentru că am reușit să intru în casele oamenilor, pentru că am reușit să, să fiu alături la necazuri, am avut inundații, am avut alunecări de teren, am avut multe situații limită în care uh, trebuia să fiu alături de Maramureșeni. Ori faptul că aici în țara Lăpușului, în țara Codrului, în țara Chioarului, în Maramureșul istoric, puterea familiilor este dată de oameni. Eu am spus că Maramureșul are multe simboluri. Maramureș are 16 biserici protejate UNESCO. Avem săpânța, avem mănăstirile de pe Valea Iziei. Însă toate acestea au fost făcute de oameni. De calitatea oamenilor, de credință oameni, de felul în care își apără familia. Deci, Maramureșul e casa Domnului, dacă vreți, și dacă suntem la poalele mănăstirii Rochia. În Maramureș, fiecare familie, doar cei care sunt bolnavi, nu sunt la biserică, duminică. Domnule deputat, mai cu seamă că vorbeați iată de, de faptul că mulți care pleacă de, de la țară poate uită de, de locurile unde au copilărit sau de unde au crescut. Nu ați să mai veniți, nu știu, mai eh, participați la muncile eh, gospodării de aici din Rohia? Mai eh, mergeți, nu știu, la tăiatul porcului sau, habar la sapă, la coasă? Ce se ce practică pe aici în zonă? Deci, dacă veneați acum o săptămână, mi-am adus lemnele pentru iarnă și eh, sigur că eu am coordonat absolut tot. Le-am tăiat, le-am aranjat, le-am pregătit pentru sezonul de iarnă, pentru că iernile sunt adevărate aici, în Maramureș. zăpada depășește un metru, mai mult. V-am uh, spus, copilăria mea a fost, eu spun, una foarte fericită, deși umblam de de primăvara până toamna, ce mergeam la școală, și acum fac acest lucru când am posibilitatea să stau la rohia. Dar uh, toate lucrurile care se fac, furcă, greblă, coasă, numi străine. Deci știu să fac orice și uh, atât cât îmi permite timpul, chiar le fac. Cum e? Dumneavoastră cred că ați fost și în uh, prima donare constituante 90 92 în, uh, în parlament, uh, dacă nu mă înșel. Da, 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 am fost cel mai tânăr parlamentar în 90. Da? Păi, nu știu, ați primit vreo, vreo diplomă la vremea respectivă, că erați cel mai tânăr. Era un, hai să spunem, un parlament extrem de, de, divers, de colorat. Era și un preot la vremea respectivă, dacă bine mi-aduc eu aminte. Era, erau doi. Sau doi. Astăzi, în alt preasfințitul Calinic, fost colegi de bancă, domnia sa și-a început preoția aici într-un sat în țara Lăpușului, la Borcut, și-a fost colegi în Parlament, însă a spus că nu e o emisiune politică. Absolut deloc. O să vă dezvoltesc din culisele Parlamentului de acum. Domnul președinte Zgonena a chemat la o întâlnire președinții de comisie. Din păcate, eu am o comisie și dificilă, importantă în felul ei, dar nu una foarte importantă în economia Parlamentului. Sunt la comisia de abuzuri. Pentru că președinția unei comisii în opoziție se dă doar. Comisia de Abuzuri. Și domnul Zgonea încerca să ne întrebe ce ar trebui să facem să creștem în ochii românilor. Pentru că știți bine, Parlamentul e pe ultimele locuri în sondaje. Și atunci i-am spus, domnul președinte, în 90-92, și am doi martori aici, pe domnul Duvăz și pe domnul Borbe, ridicam mâna când vreau să mergem la toaletă. Deci nu se punea problema să nu fim prezenți în sală. Să nu fie activitate de la ora 9 până la 12. La 12 ne urcam în autocar. Aveam o oră și jumătate să ne mergem pe vârf de, de sarcină de circulație. Mâncam și cu același autocar ne întorceam în Parlament și plecam la ora 9. Acum, la urmată. Acum, deci ca și la servici, ca și la 23 august. Dar era mai bine așa, domnule deputat? Evident că da. Era eficiență aveți pasiuni, aveți hobby-uri, ce faceți într-o zi în care veniți, într-o zi în care sunteți dumneavoastră relaxat? Sunteți acasă, în timpul liber. Ce face Mircea Man? În clasa 5-a, un profesor de sport mi-a dat o sarcină foarte mare. Să fiu șeful sportului pe școală. Dimineața conduceam înviorarea și după care puneam nimnul să se cânte. Nu știu dacă să mai face asta. Plus rugăciune. Am fost din clasa 5. Am câștigat de șapte ori campionatul național, campionatul județean de oină și odată național. <fie> uh, profesorul de sport ne-a învățat mai mult decât cei de matematică, chimie și fizică la un loc. Pentru că ne-a învățat să știm cum să învățăm matematică, cum să învățăm fizică și totul prin sănătate și sport. Vreau să vă spun că soția mea era extrem de surprinsă când a venit aici la Rochia, că femei de uh, 50 de ani, de 60 de ani, cu Rochia, erau la schi. Deci, absolut, toată lumea din Rochia trebuia... Schiază, deci schiază, oamenii de aici ai locului? Schiază, sau îți spune un exercițiu de gimnastică minim sau ți, știe să joace volei, știe să joace fotbal. Deci era, educația fizică era o materie extrem de importantă. cum da, Și oina, un, un sport, hai să spunem, sport național. Sport național da. Și mă lupt și acum în Parlament ca să putem se, să aducem fonduri. Am făcut, avem în acest moment în Maramureș 12 echipe și profesorul glumea, îl punea pe unul să se urce pe funie, să se cațere și zice, la materia mea se poate copia. Uitați-vă cum se urcă el și urca și voi. De asemenea, îmi place foarte mult tenisul de câmp. Am reușit să adunăm în Europa 24 de țări. Am participat la cel puțin șase ediții de campionat. Una desfășurată în România și cu mare succes câștigată de noi. Asta se întâmplă acum recent? În perioada 2004-2008. Deci nu foarte departe. Întâi. Nu, nu foarte departe. Și acum avem terenuri în interiorul Parlamentului, când ne mai permite timpul, seara de la 9 la 12, mergem și mai jucăm. Sigur că eu spun în normalitate. Din păcate, nu mă ajunge timpul ca să fac ceea ce mi-aș dori. Dar uh, niciodată n-am crezut pe toți care spuneau că dragostea unui bunic față de nepot este mult mai mare de un tată, de fiu sau de copil. N-am crezut, dar acum cred pentru că am o nepoată un an și 8 luni și o știu de când era micuță și uh, mai plâng copiii. Dar nu era niciun efort prea mare să stau două, trei ore noaptea cu ea ca să uh, îi fac mai bine și un lucru care te relaxează foarte, foarte mult. Deci, eu cred că sunt un om uh, aplecat spre problemele cetățenilor, sunt obișnuit cu acest lucru și sunt unul dintre cei care cred că Dumnezeu lucrează prin oameni. Nu știu ce vă spune, de exemplu, intrarea asta. Ce uh, amintiri vă leagă de, de intrarea asta în uh, școală? Multe. Și bucuroase când aici se dădeau diplome, și e, eram, sigur, extrem de bucuroși, dar și când stăteam în poziția de drept că îmi fi făcut ceva pe aici, și mă duc aminte că luase amploare fumatul, clasa a șaptea, a opta, și ne-a strâns e, directorul școlii, fiertat profesorii noștri și, e, mă rog, după o discuție părintească. Soluția că ne-a dus pe toți la zero. Eu n-am fost unul dintre cei tuși pentru că n-am fumat. Niciodată nu mi-a plăcut, dovadă că nici azi nu fumez, dar a fost o sancțiune simbolică, dar cu, cu foarte mult efect. Da, erați un elev uh, silitor, erați un elev uh, serios sau uh, mai aveați, uh, Hai să spunem uh, și momente în care mai puneați probleme profesorilor, dascălilor. Nu probleme să pun profesorilor, nu. Însă eram un copil normal. Se mai întâmpla să întârziem la ore, să stăm mai mult la sport, să nu știu ce să facem. Să ne ajungem la timp la școală, dar uh, probleme nu, pentru că uh, mie mi-a plăcut foarte mult matematica. Era pentru mine o relaxare să mă duc la orele de matematică și dovadă că am terminat matematică fizică, o clasă specială într-un liceu cu profil minier, dar am făcut toate astea din, din mult respect față de profesor. Amintirile sunt multe, dar uh, am avut, uh, aș putea spune, nu profesor, ci părinți. Mai ales că ne cunoșteam aici toți, un sat micuț, v-am zis 300 de familii, și profesorii erau foarte apropiați de noi și aveau grijă să ne îndrume pe latura unde noi putem fi performanți. Cu cine stăteați în bancă? Aveați coleg de bancă sau coleg de bancă? Coleg de bancă. Coleg de bancă, stai aici la două case, Ciceu, Ionică, un băiat extraordinar care mai copia de la mine și mă aducea două, trei mere ca să fie lucrurile regulă. Pentru emisiunea noastră, ce ați transmite domnului Iman? Ce spune domnul Iman? Domnul Iman, odată are un nume anglo saxon, Thomas Ma sau Grossman, bărbat înseamnă în engleză, în și are și împățișat. Eu i-am spus domnului Iman că tatul dumnealui a fost un om foarte... are, are ceva din să-și respecte măcar alura. Și domnul Traian să respecte numele, că zicea Traian, hispanicul. Băi, sceptrul meu de voi fi bun să mă apre dacă nu să mă sacrific. Eu portai o grijă, Ioane, că pot. Domnul Ingenier, poftim? Mi-ai dat un sfat. Eu i-am zis așa, numai 10% să aibă din taică s-o. Cum mă, cât am făcut, ai făcut ca de E bine, și dumneavoastră. Dar lui... am spus la, la o întâlnire la noiembrie la luminație, cum îi zicem noi, și o zis, domnul președinte, ce? să nu înțelegi că ești președinte, că ți-ți pline buzunarele de grăunță și ți-ți găurite și după grăunță vin porci. Gătat, greu, înțeleg, mai... Am ajuns și la Rohia, cea mai cunoscută mănăstire a Maramureșului, un, o emblemă a zonei unde dumneavoastră vă simțiți foarte bine, ca acasă. Este atosul nostru, v-am spus, încă din Rohia. Dar ne aflăm pe o alee atât de dragă tuturor celor care vin aici, pentru că multe personalități au trecut. Dar duminica ca și în sărbători, această alee este plină de copii de părinți și, așa cum vedeți, frumusețile uh, mănăstirii uh, sunt admirate de toți cei care uh, trec poarta mănăstirii. Am văzut că ați donat aici o troiță pentru mănăstire. Eram foarte curios că era și un mesaj pe troiță. Da, este un mesaj din Biblie ce este cu neputință omului, este cu putință la Dumnezeu. Este în amintirea monahului Nicolae, Nicolae Șteinhardt și uh, domnia sa, uh, între chilia pe care o are aici, aproape de noi, și bibliotecă, făcea drumul pe această alee de mii de ori. Vreau să vă întreb, uh, copilărind de la Ruhia, l-ați prins pe părintele Nicolae? Da, bineînțeles, și am avut uh, câțiva colegi care și-au făcut o teză de doctorat. Cu domnia sa, colegi din facultate de la Cluj, și veneam foarte des, și sigur a fost un privilegiu să rămânem serile, să facem un foc și să ne povestească lucruri care n-au fost scrise, și sigur care m-au marcat. Era o areșcare reținere, eram în perioada regimului Ceaușescu și domnia sa era extrem de atent cu ceea ce uh, se întâmplă în jurul lui, pentru că uh, trebuie să spunem că uh, a fost monitorizat uh, fiecare clipă a domniei sale, așa că... Da, da, eu bănuiesc că e o moștenire fantastică să poți să stai seara la foc cu Nicolae Steinhardt. Da, e o amintire extrem, extrem de plăcută. Uh, vă spun, colegii mei de la Cluj veneau și stau zile și făceau documentare pentru că monahul Nicolae a reușit să aranjeze întreaga bibliotecă a mănăstirii și vorbim de mii de volume, de zeci de mii de volume, și o muncă titanică, dar care a făcut-o uh, cu multă, multă uh, responsabilitate. Iar întâlnirile sau o predică de la lui Nicolaește sau uh, de la lui Serafim Man sau uh, foarte, foarte mulți uh, părinți care au slujit în această mănăstire uh, pentru mine și pentru cei care cunosc uh, cu înăuntru bisericii, uh, a fost adevărate minuni. Eu cred că sunt politicieni care uh, cred cu adevărat că se duc la biserică uh, să se roage și, credeți mă m-a întrebat fiica mea, tată, tu participi la foarte multe evenimente a bisericii, dar când ești pentru tine? Și o întrebare foarte serioasă. Ei, în fiecare moment îngăsesc un minut, două să fiu și pentru mine reprezint partea oficială, dar trebuie să zici o rugăciune și să închizi ochii și să fii cu tine măcar o minut sau două. Dar de fiecare dată când vin la Rohia, și nu este un moment special, niciodată nu mă duc în altar. Ci mă duc printre oameni, stau cu familia, stau în colțul meu și atunci știu că e chiar pentru mine și familia mea. Care e cel mai mare regret pe care îl aveți? Uh... Când am venit președinte de Consiliul Județean, aveam o energie și uh, făcusem planuri și proiecte atât de importante, și am crezut că toți cei de lângă mine, dacă dau din cap, nu e un răspuns bulgaresc. Știți că la bulgară așa înseamnă nu. Fiecare dată când începeam un proiect, luam colaboratorii și toți îmi lăsau impresia că au priceput ce avem de lucru. Păcate, nu era așa. Uh, Le era frică să spună că nu știu, și atunci învățam împreună cu ei. Nu eram eu mai deștept. Și am crezut prea mult în oamenii de lângă mine care nu aveau aceleași preocupări sau nu își doreau atât de mult să se implementeze proiectele respective. Și pentru un conducător acest lucru este fatal. Pentru că, uh, când îți dorești. Să ajuți comunitatea. Când dorești să faci lucruri temenice și foarte bune, și cei din jur te trag de uh, mânecă și îți blochează proiectele și tu nu ți-ai dat seama la timp. Pentru mine e un mare regret. Ăsta e cel mai mare regret. Deci, să spun din zona profesională și nu din zona personală. Nu, din zona personală eu spun că sunt om împlinit, am o nevastă extrem de, de harnică, înțelegătoare, de multe ori îmi spune ce bine ți ție că tu te duci, vezi biserica aia, te duci la întâlnirea la și am spus, urcă-te în mașină și vii cu mine două, trei zile. Răspunsul a fost, a venit și mi-a zis, tu și vorbești, tu ai și o grămadă de sarcini acolo, și dezbateri, și eu mă obosesc numai că stau după tine. Deci, eu o femeie înțelegătoare, am doi copii realizați, am o nepoată, mai este unul pe drum, să dea Dumnezeu sănătate, să fie în regulă. Deci, sunt lucruri, sunt lucruri care, pe plan familiar, mă bucur și n-am niciun fel de, de regret, dar Repet, se putea avea. V-a fost teamă de mineriade, de mineriadele la care ați asistat atunci la București? Îmi pare rău că nu mă aduc minte uh, un deputat de Cluj, un profesor de la zootehnie, un om extraordinar, Chiertat a trecut uh, cele sfinte, și ne-a spus: Măi dați-vă jos cravatele că vă strâng de gât. Și oameni serioși, oameni cu greutate. Au început și-au dat cravatele și le-au pus în buzunar. Și-au dat cravata jos și-au pus-o în buzunar. Deci, uh, eram și eram speriați, eu trebuie să o recunosc, când nu știi ce te așteaptă, când ea erau foarte hotărâți să-l dea jos pe Petre Roman, să, nu știu, era, au fost momente uh, grele și începuturile democrației, dar, iată, că am trecut peste toate și... Suntem în 2013, cu bune, cu rele, cu toate lucrurile care s-au făcut. Bună, deputat, de ce ați intrat în uh, politică și dacă, să zic așa, uh, mobilul, motivul pentru care ați intrat, să spun, a rămas cam același? Deși am intrat al treilea la facultate la Cluj, am fugit de politică tot timpul. Am avut atâtea oferte să intru în Uniunea Studențească după aceea să fiu membru de partid. Am fugit, uram politică. Intrarea mea în politică a fost întâmplătoare. Ne-a trimis directorul la o întâlnire FSN. De acolo m-au nominalizat la o delegație de trei zile la întâlnirea FSN-ului pe țară. Am zis, hai să vedem cum o fi. Ion Iliescu a cerut ca din fiecare județ să fie un reprezentant pentru decretul 42, cel cu 50 de are pentru uh, țărani. Ne-am uitat unii la alții și din Maramure și eram eu, mai legat de agricultură. Du-te tu. Și acolo i-am spus domnului președinte că decretul 42, da seama ce relaxa vorbește acum de un președinte, și în 90 îl vedeai pe Ceaușescu lângă tine. Adică trecerea din 89-90 era destul de scurtă și mentalitatea noastră era de a ne înfrâna, de a spune ceea ce gânde. Uh, I-am spus domnul președinte, decretul 42 în Maramureș e ca nu ca în perete. S-a făcut o liniște și zice, da, explică te rog, domnul președinte, nu ca nu stă. În Maramureș simțul proprietății atât de mare și oamenii își doresc pământul înapoi. Uh, neavând o lege, o să se omoare. Frate cu frate, soră cu soră, tată cu fiu. Deci, legea fondului funciar trebuie făcută cât mai repede. Au trecut toate județele și după care președintele de atunci Iliescu mi-a pus mâna pe omă și a zis ești bun de deputat. Atunci am auzit prima dată termenul de deputat. Nu poți să ierarhizezi Facem școli, facem drumuri, facem cămine. Nu trebuie să fim aproape de sufletul oamenilor și rezolvăm problemele cu care ei se confrunte. Bun, și avem și trei întrebări fulgeri. Vreau să vă întreb pentru ce optați și răspunsuri cât se poate de, de concrete. Republică sau monarhie? Republică. Dacă ar fi să optați între două alianțe de-a lungul vremii, alianța da sau alianța din 2009? Eu aș opta și aș veni la momentul de astăzi Dreaptă unită. Iar în cazul în care se va da bătălia pentru prezidențiale, pentru ce optați? Un președinte bărbat sau un președinte femeie? Cei mai bine situați și cei care sunt uh, apropiați de uh, popor. Și în cazul de față, dacă. Deci, eu cred că știu unde vreți să ajungeți. Eu cred că femeile au o șansă însă din păcate, ele trebuie să fie odată și jumătate mai bune decât un bărbat. Domnule deputat, a fost realmente o plăcere să, să discutăm cu dumneavoastră. Am văzut foarte multe locuri noi și mărturisesc că atât eu cât și colegii mei și, sper și telespectatorii descoperă lucruri noi aici în Maramureș. Cel puțin eu am făcut o am văzut Rohia, am văzut locurile astea minunate din Maramureș venim peste trei ani, poate și mai repede, să, să vorbim despre deputatul Mircea Mană. Eu vă mulțumesc mult și ați văzut doar o frântură din Maramureș. Maramureșul, oriunde e la el acasă și începând de la Săpânța până la Borșa, până la Oarța și aici unde suntem noi, pentru că suntem la graniță cu județul Cluj, frumusețea e la ea acasă. Credința e la, la, ea acasă, munca e la ea acasă, respectul față de familie, ceea ce înseamnă foarte mult, iar prin ceea ce veți prezenta dumneavoastră, îi rugăm pe cât mai mulți să vină la Mănăstirea Rochia, să vină Maramureș și întotdeauna vom fi gaz de primitoare. Mulțumim!